Derbiul codașelor din campionatul Ligii a 4-a va avea loc duminică la Berevoiești, acolo unde formația Gloria din localitate primește vizita ocupantei ultimului loc în clasament, FC Arii Pitești. În ciuda transferurilor de jucători reușite în ultimele două săptămâni, Gloria Berevoiești pare că nu se regăsește. Are o singură victorie obținută, 2-1 în fața formației secunde a lui FC Argeș, în rest numai înfrângeri. Duminică însă, albalbaștrii și-au propus să bifeze cel de-al doilea succes și să părăsească zona minată a clasamentului, mai ales că adversara FC Arii Pitești este o echipă modestă care nu a reușit să obțină decât o remiză în acest campionat. Înaintea confruntării de duminică, Gloria Berevoiești ocupă poziția 16-a în clasamentul Ligii a 4-a, cu doar 3 puncte câștigate, iar FC Arii Pitești ocupă ultima poziție cu un singur punct. Astfel stând lucrurile, Gloria Berevoiești este cotată cu prima șansă la victorie. Un joc ușor pentru gazde este și cel de la Buzoiești, acolo unde formația Victoria din localitate va primi vizita Sportingului din Pitești. După un început de sezon mai ezitant, Mihalache și compania și-au revenit și au urcat până pe poziția 6-a în clasament cu 14 puncte, pe când adversara din Pitești ocupă poziția 17-a cu doar 4 puncte acumulate. Programul complet al rundei a 8-a din campionatul Ligii a 4-a este următorul.